Europarlamentarul Norica Nicolai a făcut o declarație extrem de puternică prezentă în județul Gorj. Aceasta a dat de înțeles că imaginile de la protestul din 10 august ar fi trucate. Se pot face multe cu un calculator, cred că imaginile cu jandarmii care lovesc oameni cu mâinile ridicate au fost trucate și în țările din Uniunea Europeană se acționează la fel dacă nu se respectă spațiul delimitat de jandarmi, a declarat Norica Nicolai. Însă la o săptămână de la protest încă mai apar filmulețe noi în care forțele de ordine abuzează de putere, chiar și în fața protestatarilor pașnici. urma declarației Norica Nicolai, filozoful Mihai Șora a reacționat dur. Acesta a propus un exercițiu de imaginație comparând evenimentele din noaptea de 10 august cu mineriadele. În timp ce europarlamentarul Norica Nicolai s-a declarat revoltată de violența și injurile aduse oamenilor legii, noi informații despre acțiunea jandarmeriei au fost scoase la lumină. O anchetă jurnalistică făcută de Passport Productions a scos la iveală că unii dintre jandarmii care au intervenit în forță în timpul violențelor din noaptea de 10 spre 11 august și au ascuns datele de identificare de pe căști. Descoperirea a fost făcută în condițiile în care, în urmă cu câteva zile, prin procurorul parchetului militar Ionel Corbu, declara că jandarmii care au participat la intervenția de vineri din piața Victoriei pot fi identificați după numărul de pe cască.